Comercianții de produse din carne sunt controlați în această perioadă de către inspectorii de la Direcția Sanitar-Veterinară și Siguranța Alimentelor Hunedoara. Controalele au vizat depozitarea, transportul și comercializarea produselor din carne. În urma controalelor au fost depistate mai multe nereguli. La nivelul Direcției Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor s-au constituit echipe de control din cadrul birourilor tehnice și s-au efectuat o serie de controle la unități de vânzare cu amănuntul de tip carmangerie, măcelărie și unități de vânzare și unități de alimentație publică. La nivelul carmangerilor și măcelăriilor s-au depistat unele neconformități privind depozitarea produselor alimentare, etichetarea necorespunzătoare, s-au aplicat 5 amenzi în valoare de 2600 de RON, iar la nivelul unității de vânzare cu amănuntul au fost depistate neconformități, s-au aplicat 2 amenzi în valoare de 1200 de RON. Doar de la începutul lunii august și până acum au fost aplicate amenzi în valoare de 3000 de lei. În continuare, am efectuat în luna august controle comune cu OPCU și s-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 3000 de RON la unități de vânzare cu amănuntul de tip restaurant, cantine, fast food-uri și magazine alimentare, supermarketuri. Inspectorii atrag atenția consumatorilor din județ să aibă grijă de unde achiziționează produse din carne, mai ales acum când mercurul din termometre este în creștere continuă. De asemenea, aceștia recomandă consumatorilor să consulte cu mare atenție termenul de valabilitate al produsului cumpărat. Controalele inspectorilor sanitar-veterinari continuă. În zilele ce urmează, inspectorii de SVSA se vor deplasa în piețele agroalimentare din orașele aparținând județului Hunedoara, unde vor controla în principal produsele lactate, în special brânza care se vinde pe piață de către producătorii individuali și să sperăm că nu vor fi probleme deosebite. Hunedorenii care depistează nereguli care țin de siguranța alimentelor sunt rugați să sesizeze aceste lucruri la Comisariatul pentru Protecția Consumatorului ori la Direcția Sanitar-Veterinară și Siguranța Alimentelor Hunedoara.